minutul în care Craiova marca primul gol în Giulești, în minutul 79. Steaua însă domină din nou autoritar mijlocul terenului, o minge trimisă de Tiago spre Bănel Nicoliță. Din nou Rose expus unui duel 1-1, centrale foarte bună, Bănel Nicoliță, gol! Gol înscris de Ianoș Sechei. Ianoș Sechei, Bogdan Stancu cred că este. Bogdan Stancu cred că este cel care a marcat. Bogdan Stancu înscrie după o centrare foarte bună a lui Bănel Nicoliță în minutul 80 și Steaua conduce cu 2-1. Ei, crezi în coincidențe, în faptul că Bogdan Stancu marchează în momentul în care pe teren este un vârf veritabil alături de el? Iată cum Rusu a atacat prima vară, ceea ce până acum făcea Bogdan Stancu, iar acesta a rămas complet liber, are această școală de marcări. Iar Rose, adversarul direct al lui Nicoliță, cred că va dormi extrem de